Echipa națională de fotbal a României a efectuat luni primul antrenament în efectiv complet în perspectiva meciurilor cu Lituania și Muntenegru din Liga Națiunilor. 16 jucători din străinătate și 9 din Liga 1 a convocat selecționerul Cosmin Contra pentru ultimele partide din Liga Națiunilor. Dintre aceștia, Andrei Ivan s-a accidentat în ultimul meci de campionat și nu va mai juca câteva săptămâni. Din Liga 1, CFR Cluj are cei mai mulți fotbaliști convocați, 3, iar Viitorul și Universitatea Craiova câte 2. Ianis Hagi de la Viitorul și Alexandru Pașcanu de la Leicester City au fost convocați. În premieră la Naționala Marea României, tricolorii vor înfrunta Lituania sâmbătă la ploiești pe stadionul Iliuana de la ora 21:45, iar săptămâna viitoare, pe 20 noiembrie, România va întâlni reprezentativa Muntenegrului la Podgorica, în ultimul meci din grupa a patra din cel de-al treilea eșalon al fotbalului european. După patru meciuri, România ocupa locul al treilea în clasament cu 6 puncte, două mai puține decât liderul Serbia. Câștigătoarea grupei va continua cursa de calificare la Euro 2020. Dinamo continuă să achiziționeze jucători în încercarea de a salva unul dintre cele mai slabe sezoane din istorie. Albroșii au o singură victorie în ultimele 9 etape și nu au mai înscris mai mult de un gol într-o partidă de campionat de la sfârșitul lunii septembrie, când au câștigat cu 2 la 1 în fața celor de la Hermannstadt După albanezul Nasser Ali, Rashid Atmane și Simon Zenche, a venit rândul lui Gregory Tade să semneze cu gruparea din Ștefan cel Mare. Dintre toate achizițiile de până acum, Tade vine după cea mai lungă perioadă de inactivitate. Fostul golgheter al României nu a mai jucat din din 28 aprilie. Tade a ajuns prima oară în România în 2013, a adus chiar de Mircea Rednic, în scurtul lui mandat pe banca CFR-ului. A fost golgheterul ligii întâi în sezonul 2014-2015, cu 18 reușite, apoi a ajuns la steaua. A mai trecut prin Qatar, iar în sezonul precedent a evoluat pentru Maccabi pe Tikva Tihva, în Israel. 8 goluri a marcat Gregory Tade în ultimii 2 ani. Francezul stă oricum mult mai bine la capitolul eficacitate, comparativ cu celălalt atacant transferat recent la Dinamo. Nigerianul Simon Zenghe are 11 de goluri marcate în ultimii 4 ani. Italianul Cristiano Bergodi a semnat cu ultima clasată din Liga 1, fece voluntari, dar și-a amânat debutul pe banca ilfovenilor. În ultima partidă a etapei a 15-a, gruparea de la marginea Bucureștiului a pierdut la mediaș, scor 0-2, la ultimul meci în calitate de principal al lui Dinu Todoran. Italianul va prelua prerogativele antrenorului începând de marți. Cristiano Bergodi are 54 de ani și a pregătit ultima oară o altă formație din Liga 1, pe ASEA Târgu Mureș, în 2015. De-a lungul carierei, fostul capitan al lui Lazio Roma le-a mai antrenat în România pe Progresul București, CFR Cluj, Poliaș, Rapid și FCSB, iar în Italia a condus grupările Modena, pe Pescara și Brescia. După 15 etape, fece Voluntare ocupă ultimul loc cu 8 puncte. Ilfovenii au înregistrat un singur succes în actuala stagiune. 4 la 0 cu Concordia Chiajna, după ce Ioan Andone a decis să stea pe banca tehnică. Penultima clasată este AFC Hermannstadt, care are 15 puncte, aproape dublu față de fece voluntari.